Prea fericite părinte, eu, arhiepiscopul major al Bisericii Greco-Catolice Române, cer cu umilință sanctității voastre să binevoiți să-i înscrie în rândurile fericiților pe slujitorii lui Dumnezeu. Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu, Iuliu Hosu, episcop martiri greco-catolici români. În mod evident, cel mai fastuos moment a fost vizita și beatificarea de la Blaj. Viața și martiriul acestor oameni, care asumă cernerea generației lor în credință, aducea pentru prima dată prezența episcopului Romei în Mica Romă. Ce înseamnă pentru noi Papa la Blaj? Pentru mine înseamnă enorm. Și pentru mine, și pentru școala mea, și pentru colegii mei, și pentru familia mea. Aseară toată lumea era în sărbătoarea familiei. În fiecare curte se auzeau voci, rudele, prietenii, să-l întâlnească pe Iisus. Papa Francisc ne adună și ne și învață să ne uităm în viitor, sunt convinsă. O să avem de reflectat și încă o lecție, de cea mai importantă lecție de viața astăzi. Era vorba de credință, toate le-au lăsat. Și mai bine moartea, mai bine închisoarea, mai bine teroarea și lanțurile, decât să schimbe și să-și încalce pe conștiința lor. În ceasul mare al încercării bisericii noastre scumpe, în țara robită, în mijlocul poporului înlănțuit, într-o lume biciuită de puterile dezlănțuite ale întunericului, episcopatul Bisericii Române Unite a străbătut pe această cale luminată de Domnul, cu pași statorniciți de darul lui, calea crucii sale, preamărindu-l până la sfârșit. Nu vă îndurerați peste măsură, pentru că providența divină va fi cu voi. Și așa cum discutam, faptul că noi suntem astăzi aici, îl datorăm în primul rând lor, celor care au dorit să continue această biserică atunci când alții doreau să-i vadă sfârșitul. Cineva mă întreba odată ce lucruri a scris episcopul Aftenie și mi-a venit spontan, zic, viața lui cu sânge până la urmă. Era, pe de o parte, curajul, pe de altă parte, ardoarea sufletească de a-ți urma chemarea interioară, de a da mărturie despre crezul tău. Ceea ce fac astăzi, repet, o fac tot în acest spirit a bobului de greu, care trebuie să moară ascuns acolo în pământ, ca să aducă roadă. Vocația mea s-a concretizat în mod clar în funcție de mărturia martirilor, episcopilor martiri. Cred că merită să ne gândim și noi ce înseamnă astăzi să fii episcop, să fii preot, să... Questi pastori martiri della fede hanno recuperato e lasciato al popolo romeno una preziosa eredità che possiamo sintetizzare in due parole: libertà e misericordia. Pensando alla libertà, non posso non osservare che stiamo celebrando questa divina liturgia nel campo della libertà. Questo luogo significativo richiama l'unità del vostro popolo che si è realizzata nella diversità delle espressioni religiose. Tocca a noi adesso lottare, come è toccato a loro
lottare in quei tempi. De felul în care ne responsabilizăm pentru a ține legătura cu ceea ce sunt cei 7 fericiți martiri, depinde această putință de a remarca roadele. Fiind fiu de preot greco-catolic, am așteptat cu nerăbdare venirea Papei Francis la Blaj și beatificarea episcopilor martiri. Vizita Sfântului Părinte la Blaj, în data de 2 iunie 2019, a reprezentat pentru mine atât un moment de bucurie cât și de emoții. Întâlnirea cu Sfântul Părinte Papa Francis a reprezentat pentru mine o șansă unică și un moment profund emoționant. Acel moment a fost de neuitat, emoționant și parcă și acum trăiesc acele clipe. Binecuvântarea primită atunci mă va însoți toată viața. Iar faptul că am putut fi atât de aproape de Papa Francisc a reprezentat o oportunitate unică în viața mea. Fratelli e sorelle carissimi, vi accompagnino nel vostro cammino la materna protezione della Vergine Maria, Santa Madre di Dio e l'intercessione dei nuovi beati.